Laszlo Borbei, care a cerut ca noua taxă să nu mai fie plătită cel puțin până în 2013. Ionela Lucan are mai multe amănunte. Ionela, ce ar putea să însemne pentru șoferi această amânare? Bună ziua! Amânarea ar fi pentru cei mai mulți dintre șoferi ca o mană cerească și asta pentru că începând cu până la 1 ianuarie, de fapt, vor plăti taxa de prima înmatriculare redusă cu 25% numai acei proprietari de mașini care își înmatriculează autovehiculul pentru prima dată în România. De această dată nu le va mai fi impusă plata acestei taxe și proprietarilor de mașini care au autovehiculele înmatriculate înainte de 2007. Totodată, dacă în urma discuțiilor de la guvern taxa auto într-adevăr se va amâna, atunci cei care au plătit-o deja în formă inițială își vor putea recupera banii printr-o cerere către administrația fiscală. Ionela, mulțumesc pentru informații. Și dacă unii au tot înghețat zilele acestea, alții s-au distrat, zeci de gorjeni s-au bucurat ieri de zăpadă în ciuda temperaturilor scăzute.